Salutare și bine v-am regăsit, Cătălin sunt eu, iar noi suntem Erdington Bulls. Începem episodul direct cu o ofertă pentru Thompson, mai avem câteva ore din transfer. N-am mai stat să vă mai arăt și asta, să vă pierdeți secunde din viață pe acolo când n-avea rost, poate chiar minute. Haideți să vedem despre ce este vorba. New World ne oferă 270 de mii de lire pe Thompson. Haideți să negociem și să vedem unde ajungem și ce se va întâmpla. Nu știu ce se aude după la vecini, o bilă de beton circulă pe deasupra mea sau nu știu pe unde, în fine, pare grea. Se aude așa cum merge o bilă, nu știu dacă știți cum se aude. Ia mă să vedem ce jucători au ăștia. O luăm de la goalkeeper. Oh, Matteo Michel, da. 600 de mii, 69, 32 de ani. 59 pentru Ianis Moron, 250 de mii și 190 de mii pentru Jean Lochet. Deci un portar principal. Ca fullbacks n-au decât 2 right back, amândoi. Nu e cine știe ce. Ca center backs, ia 63, 66 și 56. Acum înțeleg de ce îl vrea și pe Thompson. Da, păi na, e nevoie să-l ai și pe Thompson acolo, să fie rezervă pentru ăștia doi. Și te o să crească alături de Thompson. Și mai ales că e ieftin. Ia să vedem la mijloc ce au. Muataz, Renel. Tare. Tare, tare. Bine rău băieții pe CM-uri. Joacă cu CM-uri probabil. CDM, po. Bun. Ia uite, mijlocul e super întărit. Dar nu pun accent pe... Mamă, 375.000 care are 35 de ani. Charles Cabore. Foarte tare, frate. 325.000 ăsta. Deci mijlocul e bombă. Ia să vedem. Wingeri. Are și un winger. Am adus Sagna. Tare. Tare. Deci se axează pe CM-uri foarte mult. Joacă cu 3 CM probabil. Da. Și striker. Să vedem. Wow. 1.400.000. Pardon, 1 milion. Nu știu unde am văzut 1.400.000. Ryan Bakayoko, 21 de ani, 64. Da, 64 și pentru ăsta, 63 pentru ăsta, 60 pentru ăsta. Da, să întăresc băieți, că tot a venit perioada de transferuri. Mai ia acolo să mai scoată anul ăsta. Da, haide să cerem și noi 375.000. Că totuși îl dăm pe Thompson, nu dăm pe 270.000, păi băi băiatule. Dacă tu nu urci, eu o să-ți dau 370.000 atunci. 270.000. Bine, îmi dai 350.000 și pleci din biroul meu. 310 și tensiunea este destul de ridicată. Ok. 325.000. Că eu așa negociez și altfel nu dau. Bun, perfect, 325.000. Am luat cu 75.000 mai mult decât valorează el. Probabil în viața asta s-ar fi dus în 325.000 pentru că se va opri din crescut Thompson. Și o să vedeți ce spun asta pentru că ne uităm fix acum la el, înainte să plece. Să nu credeți că am dat eu drumul la un jucător de super valoare, de super viitor. El oricum valorează 250.000, adică, na, la 19 ani. Dacă era foarte, foarte bun, clar, valora 1 milion, poate. Uitați, o ia 23 de săptămâni să mai crească o lecuță. Defending-ul nu este cineva, nu este cine știe ce.
Pe shooting e praf, pe passing este prăfuleț și pe dribbling tot la fel. Pe defending este pulbere și tot așa. Adică nu ai ce să scoți de la el, cine știe ce. Pentru că el crește în 23 de săptămâni sau 14. Asta înseamnă 14 săptămâni, înseamnă sau 12 cel mai puțin și uitați-vă câte minusuri are deja. Ce înseamnă? 2 luni jumate, 3 luni minim. La 12 săptămâni. Păi, pana mea, 13-14 săptămâni, 2 luni, 3 luni. Să aștepți după Thompson atâta timp, n-are rost. Când o ai pe Day aici, care poate să-ți facă treabă, are 16 ani. E înalt, adică nu are și sprint speed-ul mai bun, accelerația este excelentă, defending-ul e prost într-adevăr, dar hei, îl așteptăm să crească pe băiat. Îl mai băgăm din când în când, îl rulăm, că tocmai de asta îl dăm pe Thompson, ca să poată să... Mă uit la pisul meu când se joacă cu o hârtiuță mototolită. Da, cam asta putem spune. Momentan, oh, pe ăsta l-am uitat aici. Și iată ce pace aiurea are. Deci ar fi trebuit să-l facem de mult. Unde ești, mă, Fiansen? Mai arată și un potențial grozav, are 16 ani ăsta, gândiți-vă bine, mie mi-a plăcut de el. Și în sfârșit este CM și haideți să-l băgăm pe niște antrenamente în care să facă accelerație, fraților. Opa, dribbling și pe asta stă bine, hai să-l facem box to box. Ca să mai facă și stamina și agilitate mai mare și să facă accelerație mare, mare, că oricum are sprint speed mic și poate crește și în sprint speed. Să duce și el în 65 cu 75 accelerație, ar fi perfect. Da, Schulze praf ar trebui să-l dăm. Ah, și că tot ni s-a arătat că este în formă proastă și Spence a prins o partidă destul de bună. Haideți să-l băgăm pe Spence în locul lui Schulze, pentru că merită, efectiv. Și pe Thompson îl trimitem afară, îl băgăm pe de aici și pe mei din coace. Bun. Și uite așa alcătuim lotul, că pe Thompson gata, l-am vândut. Bun, din câte știu, avem pe Gianluigi Pagano ăla sau cum îl cheamă, care și-a terminat pledoaria în Italia și nu mi-a plăcut deloc de el. Poate n-a avut ce să aducă, dar Giovanni Pagano ăsta mie nu mi-a plăcut. Așa că fire scoot și dacă găsim 3 stele, 3 stele, fraților, luăm. M-am dat back din greșeală. 3 stele, 3 stele luăm. Nu găsim 3 stele, 3 stele, dar având în vedere ce îmi face FIFA în ultima vreme, îl iau pe Morgan Wild. 3 stele, 4 stele. Are experiență 3, deci o să-mi aducă puținei, dar judgmentul mai bun și nu știu în cât suntem, dar îl trimitem pe întâi. Ok. Pe întâi îl trimitem, nu azi. Pentru că vreau să-i trimit din 10 în 10 zile. Pe întâi, pe 11 și pe 21. Bun. Advance 1 hour. Fournier offering Windrow. Păi, dacă ți-l dau și pe Fournier, nu mai am cu ce să mai joc. Bine, aș avea, da. Ce să zic? Bun, și cred că pleacă Thompson aici. Of course. Hai să ne uităm. Să ne luăm rămas bun de la el. A fost un jucător bun care a contat pentru echipă. A făcut niște meciuri spectaculoase uneori. A ajutat și la mijlocul terenului și apărarea. Efectiv, este genial. Dar nu mai poate să crească foarte, foarte mult. De aceea am preferat să-l dăm. Să se ducă, să conteze undeva. Pentru că la noi freca banca de rezerve. Salutare, Thompson.
Ce? Bravo. Dar cât trebuia să luăm? 410. Bă, mă lași. Da. Morris. Transfer ofer pentru Morris. Salariu să-i dați voi lui Morris, că eu... Băi, de ce n-am negociat, mă, să-mi dea 75 de mii numai să-l ia, să-i poată să-i dea salariu acolo? Aoleu. Abia așteptam să scap de Morris. Doamne. Ce frumos. Marin Luan ofer. Luan to buy. Ok. Îl dăm pe Luan to buy. Negociat. Să vedem ce face Marinuș. Teodor Marinuș. Dacă scoate banii sau își rupe fanii. Ce-am dat? Doar Loan? No, ce prost sunt. Am dat din inconștiență. Mă uitam într-o parte și am dat în altă parte, bă. Trebuia să-l dăm pe ăsta. Că nu e cine știe ce sculă. Dar lasă-mă, avem și noi al treilea portar, că și așa n-avem. Bun, în ce dată suntem? Încă suntem pe 31 ianuarie, s-au făcut un fi. Advance one hour, advance one hour, advance one hour. Troy Parrott. 3.600.000. Ce transferuri aici, nu glumă. Transferuri, transferuri. Și, bineînțeles că nu s-a dus băiatul Morris Jordan la echipa care a vrut să-l cumpere. Bun, suntem pe 2. Cum am ajuns, mă, pe 2? Așa de repede, pe bune. Youth staff. Bun. Atunci trimitem pe 2. Așa, du-te voi să te duci să-mi scauterești undeva unde să găsești fundaș bun. Fundaș bun. Și mare. Și puternic. Unde găsești fundaș bun și mare și puternic? În Bosnia și în Serbia, dar nu sunt pe aici, din câte știu eu. Ia să vedem. Bulgaria, Slovacia, Serbia. Și Bosnia? Nu e. Du-te în Serbia ar trebui. Ce să zic, nu știu. Ăștia au mari. Ce naiba mi-a sărit-o mai la Serbia. Physically strong. Încă am nevoie de physically strong foarte buni. Bun. Judgment bun. Experiență 3 stele. Ce să mai? Să ne aducă perle să scăpăm de mărgele. Asta este foarte important. Și urmează meciuri. Din două în două zile, avem cu locul 2, noi suntem pe 16 cu 38 de puncte, avem cu locul 2, mă. Așa, unde este, mă, calendarul ăla? Calendar. Deci avem cu ăștia pe urmă 2 zile, pauză pe urmă, iar cu ăia pe urmă 3 zile, pauză pe urmă, n-am înțeles de ce e și etapă intermediară. Da, fie. Să scăpăm de mesajul ăsta de aici, că mă enervează. A plecat Will de ăsta. Bun. Play match. Și cred că ar fi cazul să câștigăm. Așa că... Ce să zic? Așteptăm să vedem cum se desfășoară scriptul, cum se dezlănțuiește scriptul FIFA. Ne lasă să jucăm sau nu ne lasă? Măi, dar mai potoliți-vă, mă, și voi un pic. Pă bune? Bun.
Iată Frankie Ken, 4 goluri în ultimele 3 meciuri. În ultimul meci o pasă de gol, de fapt. Bun, să vedem echipa celor de la MK Dons. Dan Kemp 64, Moe Isa 66, 66 pentru Holland, 68 pentru Matt Smith, 67 pentru Dawson DeVoy, 66 pentru Josh Harvey, 67, Ohora 69, Zach 65, Henri Lorenz, Lawrence 65 și Hazard Connor 67. O echipă foarte, foarte echilibrată. Noi avem încă o gaură mare aici cu Spence, Tucker și Fournier, dar vom rezolva și această gaură, iar când vom reuși să rezolvăm această gaură cu cei trei de la din zona centrală a terenului, putem să-i spunem, chiar dacă avem și Fournier care e defensiv și Tucker care e la fel mijlocaș și Spence la fel, dacă găsim aici e perfect. Și să mai găsim un atacant care să-i facă o concurență lui Kent, că și cam bate joc de noi Kent, pentru că știe că e singur. Trebuie să-l mai ținem iar pe bar. A ieșit, bun. Lasă pe altcineva, mă. Lasă pe altcineva. Nu vrea să lasă pe altcineva. Paul către Fournier. Să vedem, reușim să schimbăm parte? Reușim, că ne-am retras cu toată echipa. Spence a venit să ajute echipa în loc să se ducă în atac, să ne bazăm pe el. Hai să vedem, pasă bună pentru Kent. Kent este ținut, dar Kent acum are șansa. Da, șuta incredibil. Cât de ținut a fost, bă, frate, și nu mi s-a dat fault. Pă bune. Haide, mă, sari la minge, ce faci? Joci sârba. Ce? Pentru ei, a? Bine, Hammond. Bravo, Hammond. Hai, n-o scăpa. Bă, Cuevas ăsta mă bagă în pământ de fiecare dată. Futu-ți Cuevas-ul, mătii, în gură, să-ți fut nația și răniții, mătii, în gură. Și simulatorul, mătii. Ai drept cu proștii, ce sunteți. Bă, de ce nu pleacă, mă, Raid, bă, în atac? Ce a fost? Pentru mine, în sfârșit, final. Ale. Hai, Furnie, până iei mingea. Da, bă, ce mi-a făcut cu Evas mie, bă, și noi n-am putut să, cu Kent, singur cu portarul, n-am putut să... Doamne. Și ei cum au luat mingea acum, gata, gol. Hai, mă, mă lași, mă, de ce se întâmplă, mă, numai la noi? Și la ei nu. Hai, bă, dă drumul la mingea aia tare, că tare am dat în ea. Bun, dacă nici ăsta nu e gol, du-te, bă, de aici, bă, avem interzis la șuturi pe poartă, mă. Pă bune? În halul ăsta? Atâta nesimțire? Chiar în halul ăsta? Așa vrea FIFA să mă bată pe mine iar?
Băi, băieții, du-te, bă, de aici, bă, că nu-mi vine să cred așa ceva. Haide, că avem interzis, mă, la gol. Ne este interzis să dăm gol. Dacă nu mă credeți, n-am ce să mai zic. Ne este interzis să dăm gol. Și acum scapă pe contraatac și... Era să ne dea gol. Da, mă. Avem interzis la gol. În atac toată lumea. Hai că s-a accidentat ăla, hai să nu-l scoată. Acum, na, acum când e ăsta accidentat, noi n-am reușit să degajăm cum trebuie. Novak n-a reușit să degajeze. Tare. Băi, penibil, penibil. Penibil. Scârboș. Iac. Am înțeles că părerile ar fi împărțite, că pe PS5 e mai bun FIFA 23, că pe PS4... Păi ok, dacă a apărut PS5, acum ați bat joc de aia care joacă pe PS4, n-am înțeles. Nu mai... le dai... ce? Le dai nesimțire pe aceiași bani? Da. Asta este lumea și consumerismul în care trăim. Raid a luat o acțiune pe cont propriu, dar nesimțitul de Kent habar nu are să vină și Raid trebuie să șuteze. Mamă, a șutat pe poartă, dar direct pe portar. Haide, mă, fugi, mă, fugi. Fugi, mă, fugi, mă. Fugi, haide, pressing total. Pressing total. Pressing total, mă, fraților. Pressing total. Haide, mă, pe ei. Haide, pe ei, că putem. Băi, lasă-mă, bă, deci mai tare puțin nu se poate da în mingea aia, mă, în fața careului. Chiar nu se poate da mai tare. Chiar nu se poate da mai tare în mingea aia, mă, pe bune. În halul ăsta, mă. Ia uite-l cum e depășit ăsta. Pă bune, mă, nu se poate da o pasă, mă. O pasă în jurul careului lor, un șut pe poartă, nu se poate da. În halul ăsta. Atâta nesimțire există din partea acestui joc. Am înțeles, pe PS5, wow, wow, mișto, wow, PS5. Să ne luăm toți PS5, că așa vrea Sony, PlayStation și FIFA, parteneriatul. Să ne luăm toți, să aruncăm totul la gunoi și să luăm PS5, că trăim toți în lux. Nesimțiți. Ordinari. Nielsen și Cueva s-ar trebui dați afară. Din echipă în acest meci, nu altfel. Bun. Cam asta e tot ce putem să facem în momentul ăsta. Ba, am putea să ne mai ducem și noi puțin mai sus, că... E cazul să mergem mai sus. Bun. Bine, Jansen, hai, că știu că tu nu ai... s-au dus ăla în interior după ce am dat eu drumul la pasă deja în exterior. Deci o dădusem, dar Jansen a mai alergat o leacă. Nu cumva să ajungem noi la poartă, ce credeți că... Eu știu FIFA, am învățat-o pe de rost, pasta cel puțin. Nu, nu se poate, punct. Nu se poate și punct. La noi nu se poate, gata, atâta a fost. Atâta a putut să facă Raid.
De ce nu l-a selectat pe Fournier și mi-l scoate pe ăla care trebuie să stea în centrul terenului? Nu știu. Ați văzut și voi eroare? Unde mi s-a dus Fournier? Și eu tot încercam să schimb și mă uitam deja în altă parte. Fournier rămânea acolo, nu mă lăsa să schimb. Bă, câtă prostie, câtă scârbă mie de... Nu credeam că îmi va fi scârbă de FIFA în momentul în care mă apuc de o carieră de FIFA. Nu credeam vreodată în viața mea că îmi va fi scârbă de FIFA când mă apuc de prima carieră pe YouTube. Nu credeam. Nu credeam așa ceva. Am sperat să fie bună, să fie totul ok. Uitați-vă și voi, scapă ăștia pe contraatac. Și cam asta e tot ce putem face, să ne apărăm, dar noi tot luăm goluri, indiferent că ne apărăm sau nu. Da, tati, te rog frumos să mă lași să mă joc. Da, tu, lasă-mă în pace, tu. Da? Te rog frumos. Da. Ce mai putem face? Minutul 80. Știm bine, când ei au corner în minutul 80, vor fi cornere până la sfârșitul partidei. Exact cum spuneam, eu am degajat-o deja în altă parte, dar ăla cumva n-a ajuns și mi-a preluat comanda de alunecare. Cum de n-a ajuns, nu știu, exact ce spuneam, corner din nou. Va fi corner până când se termină partida. Și eventual gol. Da, corner. Corner. Nu e una ai cum, nu. Poți să faci tu ce vrei, nu. Pă bune, ia fura mămăligă. Ia fura mămăligă, are și el 65, mă. Bă, n-are 50, bă, ca să-i fure mămăliga în halul ăsta, mă. N-are, bă, 50. Are 65 overall, bă. Corner, gol. Sau penalti. Sau autogol. Corner. Nu să fluieră, că trebuie să dea gol. Să ne măcelerească, gen. Offside. Uitați-vă la minut. 4 minute de prelungire, lăsate 9. Da. Ce mai pot să mai spun, mă? Nu am ce să vă zic. Nu știu ce să vă mai zic. Da, locul am rămas pe 16. Da. Nu știu ce să vă mai zic, nu știu, nu. Dacă voi găsiți o chichiță, o chestie despre care putem
pe care putem să o facem aici, să putem și să... Nu știu, să putem și noi să... facem mai mult de un egal și să... nu mai fie corner, 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 corner. Dacă... aveți idei, că eu n-am. Eu nu am nicio idee. Băi, Barlow, ai fost dezamăgitor. De asemenea și Martin, la revedere. Băi. Bun, să vedem și ce jucător mare a venit. Hellback, leftback, bun. 5-5 înălțime, tot 5-5. Da. Bun. Bjorn, Simon. Ce să zic, îl așteptăm să crească. Și să ajungă la 71-74 overall, cât zice că ajunge. Accelerație. Ciuciu. Defending. Ciuciu. Sprint speed. Ciuciu. Și cam atât. Da. Cam atât și pentru azi. Banu. Mergem să-l dăm pe ăsta afară, pe olandez. Hai deodată. A, nu e olandez. Ok, fire scut, scut oricum, scout. bun, 400-le, 200-le, ce să facem noi cu ele, mă? 400-le, 200-le, pe bune. Pe bune. E deja nesimțire, 4 stele, 2 stele. Ce să-mi aduci de 4 stele? De 2 stele, judgment. În fine. FIFA. Cam ăsta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem în episodul următor, când vom lua bătaie probabil și de la Walsall. Sau vom ține maximul egal cu greu făcut. Hai, să trăiți bine!